Bun găsit, doamnelor, domnilor, o nouă săptămână agitată pe scena politică. Dezbatem și noi cele mai importante evenimente aici la emisiunea Spațiul Deciziilor. Alături de noi se află domnul Eugen Călinoiu, secretar executiv PNL Dolj. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, bună seara tuturor celor care ne urmăresc la această oră. Totodată spun bună seara domnului avocat Radu Marinescu, consilier local din partea PSD Dolj. Bună seara, vă mulțumesc pentru că sunteți alături bună de noi. Bună seara, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Totodată, alături de noi se află și jurnalistul Davian Vlad. Davian, bună seara, mulțumesc pentru că ești alături de noi. Bună seara. Vorbim la începutul emisiunii despre ceea ce se întâmplă în stradă, pentru că situația pare să fie în continuare tensionată. Vedem că la București, în Piața Victoriei, se strâng câteva mii de oameni. Totodată există un protest paralel la Palatul Cotrocenii. Sunt acuzații de o parte și de alta a partidelor aflate pe scena politică. Mult discutată ordonanța 13 a fost abrogată. Acum se vorbește despre ordonanța 14 care ar trebui să devină proiect de lege astfel încât să fie eliminată orice suspiciune legată de posibilitatea ca acele prevederi să intre în vigoare. Domnule Marinescu, vă întreb pe dumneavoastră la începutul emisiunii, din poziția pe care o aveți și de avocat, cât vi se pare că este este reală acuzația care se aduce acum în spațiul public, aceea că s-ar putea ca la un moment dat să revorbim despre ordonanța 13 în forma în care am văzut-o cu toții? Bun, eu am mai fost în emisiunea noastră și am spus că trebuie decelat oarecum între discursul public, discursul politic și cel strict juridic. Pe coordonata juridică este evident că ordonanța 13 a fost abrogată prin ordonanța 14. Dacă este să transferăm această chestiune acum în discursul politic, probabil că astăzi ați observat că inclusiv președintele Partidului Social Democrat, domnul Dragnea, a accentuat faptul că urmează a fi dezbătută cât de repede în Parlament ordonanța 14. Aceasta urmează a fi adoptată astfel încât ordonanța 13 devine istorie. Deci să discutăm despre ordonanța 13, cred că nu vom mai avea ocazia, despre problematica juridică pe care o ridică această ordonanță, în privința căreia există totuși o anumită zonă de unanimitate în sfera profesională, și anume că trebuie să aducem niște modificări codului penal, codului de procedură penală, legislației penale în general, modificări care sunt cerute de către Curtea Constituțională, sunt cerute de organisme internaționale, cum ar fi Comisia de la Veneția, etc., cred că vom mai auzi și în spațiu public și în spațiu profesional, pentru că aceste chestiuni sunt necesare. Și doar așa, cu titlu de exemplu, vreau să vă spun că sunt zeci de hotărâri ale Curții Constituționale care au declarat atât codul de procedură penală cât și codul penal a fi în neconformitate cu principiile constituționale pe coordonata respectării drepturilor și libertăților fundamentale. Și în această privință există un orizont de așteptare care se plasează chiar și în sfera unei oarecare urgențe de a se aduce această legislație în conformitate cu normele constituționale. Mi se pare că acum se menține intenționat o stare de tensiune în rândul societății, invocându-se această ordonanță 13? N-aș putea să fac afirmația. Se escaladează emoțional ceea ce se întâmplă acum în stradă. Cu siguranță această escaladare nu este una bună. Eu am salutat intervenția guvernului care a încercat să oprească această dezbinare națională, care din punctul meu de vedere și sper că și din punctul de vedere al opoziției și al tuturor factorilor politici, nu este un lucru benefic pentru țară. Dezbinarea trebuie să înceteze. Guvernul a făcut acest pas, deși a apreciat asupra necesității de a modifica legislația în domeniu, a considerat că nu trebuie să se amplifice o stare de dezbinare națională, a retras această ordonanță. Urmează ca toată problematica să se mute într-un orizont de timp care va presupune și dezbateri accentuate în sfera cea mai reprezentativă națională, care este Parlamentul. Din acest moment apreciez că trebuie detensionat orice fel de situație de stradă, de protest, pentru că mecanismele democratice urmează să-și continue cursul firesc și noi trăim într-o democrație și asumăm aceste mecanisme. Domnule Radu Marinescu, într-un fel protestele, aceste manifestații cu care s-a confruntat guvernul în ultimele zile, și domnul președinte de partea cealaltă, erau oarecum previzibile. Mă refer la cele împotriva guvernului mai ales, pentru că dumneavoastră sunteți reprezentant al Partidului Social Democrat, cel mai important partid din coaliția de la guvernare, prin prisma faptului că a fost și o temă de campanie din partea opoziției, vizând firește Partidul Social Democrat, cum că acesta când va veni la putere, dacă va veni la putere și a venit, va face tot ce îi stă în putință pentru a-și salva liderii, membrii marcanți.
Au fost apoi, niște afirmații. Apoi, destul de repede, ca să nu spunem foarte repede, a apărut această ordonanță cu numărul 13. Explicațiile dumneavoastră, absolut de bun simț, erau necesare, părerea mea și nu numai, și înainte de a fi introdusă această ordonanță cu număr ghinionist pentru Partidul Social Democrat 13. De ce nu s-au făcut aceste clarificări înainte de impunerea ordonanței de către cabinetul Grindeanu și de ce acea dezbatere publică ce a fost invocată a fost de scurtă durată sau da, aproape deloc? Înțeleg întrebarea dumneavoastră, e o întrebare legitimă, e o întrebare care nu apare pentru prima dată, a mai fost pusă. Poate că principala chestiune care a fost reproșată acestui demers legislativ, pentru că este un demers legislativ, guvernul a acționat, dacă este să discutăm acum sine ira et studio, în limitele de competență juridică, guvernul a acționat în limitele sale potrivit legii de transfer de delegare legislativă, deci ordonanța este legal adoptată. De ce nu a fost explicată sau dacă a fost explicată? Eu cred că comportă foarte multe discuții, pentru că discuția despre abuzul în serviciu, de exemplu, despre modificarea legislației penale, despre toate chestiunile care sunt vizate de aceste ordonanțe, în sfera profesională, în sfera juridică, este veche. Există o decizie a Curții Constituționale din anul 2016, care a spus că aceste norme nu sunt în acord cu Constituția. Deci o dezbatere profesională a existat. Acum, în ceea ce privește opinia publică, sigur că comunicarea trebuie să comporte o altă coordonată și un alt conținut decât aceea profesională. Iar aceasta s-a încercat a se face în momentul în care acestea au fost puse în discuție. Că trebuia să existe o dezbatere mai lungă, aici aș putea să fiu de acord. Oricum, din punctul de vedere al legalității, această ordonanță a fost emisă, repet, în limitele Constituției. Pentru a se evita orice fel de accentuare a adversității, să zic așa, în opinia publică, iată că acum se va discuta de către Parlament toată această problemă și se vor asigura toate condițiile unei dezbateri cât mai largi. Domnule Călinoiu, acum se pare că în Parlament va ajunge acest proiect de lege privind modificarea la codurile penale, PNL-ul. Cum se va poziționa în privința acestei viitoare legi? Bun, am văzut care a fost poziția liderilor naționali, toată lumea s-a uitat către definiția abuzului în serviciu, a fost invocată persoana lui Liviu Dragnea ca fiind cea care poate beneficia de pe urma acestei ordonanțe de urgență. Se pare că se va stinge în cele din urmă tot acest scandal, însă, așa cum spunea și domnul Marinescu, este nevoie de o adaptare care să vină în concordanță cu ceea ce cere Curtea Constituțională și așa mai departe. Cu siguranță că este extrem de important că acest act normativ despre care s-a tot vorbit și s-a vehiculat în spațiu public în ultimele 2-3 săptămâni este necesar să se clarifice din punct de vedere al oportunității, legalității și tot ceea ce ține de partea juridică a acestui aspect. Eu sunt un adept al ceea ce înseamnă autoritățile statului să-și respecte limitele pe care le au. Într-adevăr, inclusiv Curtea Constituțională, acum câteva zile s-a pronunțat și a spus că, din punct de vedere al guvernului, ordonanța a fost dată în condiții de legalitate și că nimic nu poate să pună la îndoială acest lucru. Pentru mine, nu ca un politic sau ca simplu cetățean, modul în care s-a comunicat prin prisma aplicării și deciziilor care s-au luat cu privire la această ordonanță, îmi ridică semne de întrebare. Și nu numai mie, probabil și toți celor care au demonstrat în ultimul timp. Faptul că ordonanța 13 a venit într-o zi în care practic trebuia să se discute exclusiv pe tema bugetului, aduceți-vă aminte, data de 31 ianuarie a fost ziua în care s-a întâlnit CSAT-ul, a discutat pe tema problemelor de siguranță națională, a bugetelor pe siguranță națională la ora 12.30. Firul evenimentelor vi spun foarte clar prin prisma faptului că știam întâmplător nepotul meu, băiatul surorii mele, era la Cotroceni, aștepta să fie judecător, a absolvit Institutul de Magistratură și urma să-și primească din partea președintelui ceea ce se investitura cum ar veni la momentul respectiv. Și mi-a spus totul de curs normal până la ora 14.30, probleme tehnice până la urmă. Dar de aici încolo, parcă lucrurile au intrat pe un alt făgaș.
și nu cred că s-a procedat corect din punctul acesta de vedere. Nu sunt un mare specialist în drept, dar faptul că o ordonanță de urgență pe care, așa cum spunea și domnul avocat, este imperios necesar a fi adoptată, nu cred că era momentul ca ea să fie dată prin ordonanță de urgență. Avem un parlament nou ales. Decizia Curții Constituționale din 2016 trebuia pusă în aplicare, dacă nu mă înșel, în termen de 45 de zile de la momentul respectiv. A fost și atunci un parlament. De ce nu s-a făcut? Ne punem întrebări. Haideți să lăsăm autoritatea deliberativă și să-și spună cuvântul. Să-i lăsăm pe cei de la executiv să facă alte lucruri. Erau probleme mult mai importante, cum era problema bugetului pe care se făcuse atât acasă până la momentul respectiv, și nu cred că era momentul ca la un fix o lună, v-am spus, repet încă o dată, nu vreau să vorbesc din punct de vedere al omului politic, ci mai degrabă al cetățeanului de rând care urmărește ceea ce întâmplă. Este clar, avem un guvern legitim dat prin vot și trebuie respectată voința poporului, poporul este suveran, dar în același timp vin și întreb și spun, pentru că s-a vehiculat foarte mult în spațiu public, că președintele a făcut și adres și a intervenit și nu știu ce. Nu, atâta timp cât tu îmi ceri mie să respect votul popular care s-a dat în 11 decembrie și eu am pretenție să se respecte votul popular care s-a dat în 16 noiembrie 2014, raportându-ne la aceiași cetățeni, unii mai mulți sau unii mai puțini. Deci să-i lăsăm pe oameni. Eu nu cred că președintele și-a depășit atribuțiile constituționale pe care le avea vis-a-vis de ceea ce înseamnă lucrul acesta. Pentru că s-a considerat că în spațiu public. A câștigat cineva în urma acestor evenimente care au avut loc în România? Probabil că a câștigat societatea civilă care s-a cumva s-a coagulat și ca în felul acesta a tras un semnal de alarmă. Eu cred și vreau să cred că și partidele politice au învățat ceva din toate aceste lucruri. Pe de o parte, partidul de guvernământ care a înțeles că nu este oportună această ordonanță de urgență și a retras-o cât a putut de repede. Probabil că au înțeles și partidele din opoziție, atât PNL-ul cât și USR-ul, că au și ei o oarecare parte de vină în toate chestia asta, pentru că să nu uităm, și PNL-ul a fost în Parlament în 2016 și putea să facă lucrul acesta, chiar a susținut un guvern care până la urmă s-a dovedit a fi un eșec, să spunem așa, dar ce este cel mai important este că societatea civilă a reacționat la o măsură care... Dar calurile care se fac acum sunt unele strict politice. Dincolo de ceea ce se întâmplă în stradă, bun, avem o societate civilă activă, solidă și așa mai departe, sunt oameni care au reacționat virulent la un mesaj care a venit în aceste zile. Însă, politic, dumneavoastră credeți că există un câștigător din tot ceea ce se întâmplă acum? Da, există posibilitatea, din punctul meu de vedere, ca câștigător să fie, nu aș spune partidele tradiționale, PSD-ul sau PNL-ul, ci mai degrabă cei care cumva s-au raliat în susținătorii a ceea ce înseamnă cumva schimbarea față de ceea ce înseamnă partidele tradiționale. Aș spune că un câștigător din acesta ar putea fi chiar Uniunea Salvați România. E un punct de vedere. USR au avut fără ca să aibă un foarte mare... Eu l-am văzut pe Nicușor Dan explicând, încercând să explice de ce este revoltat. Da. Eu nu l-am înțeles. Deci eu, din punctul meu de vedere, am spus-o și o voi repeta. Eu cred că Nicușor Dan nu este un lider politic autentic. Dar se erigează, domnule. Se erigează și spun... Are cred că un în două luni de important. Bine, el în două luni de parlamentar, eu cred că în două luni, cred că pe 11 se fac două luni. Prea puțin cred că ca să se definească politic și care să și-a consumat toată resursa, se vede și nu numai el, și ceilalți, nu am tot respectul. Dar nu trebuie să ai experiență politică pentru a te documenta în prealabil, înainte de a-ți exprima
nemulțumirea față de un alt normativ. Ești într-o conferință de presă. O chestiune vreau să spun și eu aici, totuși, dacă este posibil. Nu știu dacă cineva a câștigat politic în acest context, pentru că a fost un context foarte marcat emoțional. Acum, haideți să fim onești și să spunem, și suntem la o discuție onestă, de ordonanțe de urgență în această zonă a dreptului penal și a dreptului procesual penal, au cam abuzat toate guvernările. Nu mai târziu de 2016 există ordonanța 18, care spre deosebire de această ordonanță de acum, care a adus niște modificări la întregul volum normativ foarte reduse, a adus peste 51 de modificări. Și era vorba de guvernul Cioloș, un guvern pe care... modificările respective. Vedeți că dacă discutăm din perspectivă juridică, accentul se schimbă. Să știți că în zona dreptului, lege egal moralitate. Ori, dacă este să discutăm strict legal, ceea ce recunoaște toată lumea, recunoaște și Curtea Constituțională, această ordonanță a fost adoptată în condiții de legalitate. Aș fi fost primul care, făcând abstracții de faptul că aparținem partidelor politice, avem convingeri, avem principii și suntem cu toții profesioniști, aș fi fost primul care ar fi protestat dacă ne-am fi aflat într-o ipoteză de nelegalitate, încălcarea Constituției, absența unei legi de delegare în condițiile, în situația în care s-ar fi emis această ordonanță. Dar, repet, și scrie și în Constituție, de asemenea în legislația care reglementează funcționarea guvernului, atâta timp cât politica și inclusiv politica penală o face legiuitorul și prin delegare legislativă o poate face și guvernul, ne-am aflat în limitele de competență ale autorităților alese democratic. De aici, sigur că discuția poate să poarte pe alte coordonate, dar trebuie să o facem, repet, fără conotație emoțională. Aici mă despart de distinsul coleg de platou, în sensul că eu apreciez că și atitudinea domnului președinte, din păcate, nu a fost în zonă foarte clar circumscrisă de obligațiile sale constituționale. Pentru că tot în Constituție se spune că președintele este un garant al unității românilor și că este un mediator. Ori, din păcate, este punctul meu de vedere, atitudinea domniei sale, discursul pe care l-a avut la guvern, cu acei elefanți, foarte plastic, foarte agresiv, Politic nu știu dacă a acționat bine Klaus Iohannis, avea nevoie de o prezență care să-i readucă popularitatea în rândul electoratului. Sigur că da. Dar eu discut aici din perspectiva unui profesionist al dreptului care a cântărit atitudinea președintelui în raport de normele constituționale. Am depășit momentul ordonanței 13. Poate nu s-a comunicat. Poate și opinia publică a fost foarte alimentată cu o serie de idei care sunt străine de principialitatea dreptului. Noaptea ca hoții. Se adoptă acte normative la orice oră. Haideți să fim realiști. Dacă se adopta dimineața la 8 sau la prânzul cel mare, nu cred că sub această coordonată se poate fi sensibil contestați. Domnule Marescu, o mare greșeală a PSD-ului se putea evita o astfel de situație. Eu respect, nu fiți suspiciuni. Nu, respect dreptul de a protesta al cetățenilor. Respect și faptul că au tras un semnal de alarmă pe o coordonată morală care poate trebuie să vizeze întreaga funcționare a societății. Dar guvernul a acționat și el responsabil. A retras această ordonanță, a receptat mesajul public în sensul că este nevoie să dezbatem această chestiune în forul de cea mai largă reprezentativitate care este Parlamentul. Cred și eu că din acest moment trebuie să mergem mai departe și societatea să reînceapă să funcționeze în parametrii democratici. PSD-ul credeți că decontează din punct de vedere politic ceea ce s-a întâmplat acum? După toată tărășenia asta, este mai puternic sau mai slab Partidul Social Democrat? Părerea mea este că... Calculul să fac strict matematic. L-am văzut și pe Marius Pielanu, cel care este apropiat de ceea ce înseamnă sondaje în România. A dat PSD-ul acum undeva la 41%. Până la urmă, este important, am mai spus-o și în emisiunea dumneavoastră și în alte emisiuni, noi în România cred că suferim cel mai mult de ceea ce înseamnă stări de normalitate și astea până la urmă ne definesc ca oameni până la urmă. De ce spun lucrul acesta? Într-adevăr, nimeni n-a pus la îndoială faptul că guvernul are atributul de a emite ordonanțe de urgență. Dar limitele până la care a mers președintele, eu nu cred că au depășit limitele de constituționalitate. Eu m-am referit și la limbajul pe care l-a folosit. La limbaj, într-adevăr. Faptul că a jignit majoritatea în Parlament, a fost o chestiune neelegantă, din punctul meu de vedere. Până la urmă trebuie să luăm în calcul și ceea ce s-a întâmplat ulterior. Mie, unul personal, și cred că mă împărtășiți punctul de vedere, nu mi s-a părut corect atitudinea celor de la PSD în plenul Parlamentului, într-un discurs al unui președinte care a fost ales așa cum a fost ales, să părăsești sala, indiferent de ceea ce s-ar fi spus acolo. Cel puțin din punct de vedere... Parlamentul nu era vinovat.
dacă avea ceva de reproșat guvernului și a făcut acest lucru, nu trebuia să folosească acele adresări, pohta ce ați pohtit, voi PSD-ul, dragilor. Eu cred că n-a fost un limbaj de președinte, vă rog să nu, dar până la urmă, cred că din punct de vedere al ceea ce înseamnă instituțiile statului și respectul unora față de ceilalți, cred că, nu, cel puțin din punctul meu de vedere, nu mi s-a părut reciproc. Corect. Trebuie să fie reciproc. Trebuie să fie reciproc până la urmă. Dar piața reacționează la un fenomen care putea să fie de derapaj din punct de vedere al ceea ce înseamnă, politic vorbind lucrurile acestea, dar până la urmă cred că cu toții trebuie să stăm și să găsim soluțiile cele mai bune. Și președintele PSD-ului a ieșit cu o declarație astăzi. Chiar Klaus Iohannis în acel moment în care s-a aflat în fața Parlamentului. De pace, de reconciliere, de liniște. De liniște. Am okay, ai sancționat, așa, ai sancționat până la urmă de vedere ceea ce s-a întâmplat. Da, mie mi s-ar fi părut normal să vină cu un mesaj care să liniștească oarecum. Eu aș merge puțin mai mult și aș spune, eu cred că el a încercat să exploateze momentul, a încercat da, să, evident, politic, să câștige politic, din punct de vedere electoral, să fie un președinte jucător. Aș putea spune chiar mai mult de a fi președinte. Dar n-aș vrea să revenim la vremurile. Nu. Deși a adus aminte. Nu, locul jucătorului. Da, a început să se încearcă să coalizeze toată antipatia pe care poate la un moment dat. M-ați întrebat un lucru și vreau să vă răspund cu scuzele. Mă scuzați, domnule. Permiteți-mi o secundă ca să nu-mi pierd ideea. Și nu asta, domnule Călin, nu-mi spuse. După o zi încărcată și m-ați întrebat dacă decontează PSD-ul. Din punctul meu de vedere, astfel de calcule nu pot fi făcute pe o lună sau două luni. Vedem. Eu zic să avem răbdare, pentru că avem un program de guvernare care a fost dezbătut, a fost discutat și care, din punctul meu de vedere, este unul bun, este unul fiabil pentru întreaga societate. Am adoptat bugetul, s-au adoptat foarte multe măsuri care sunt în beneficiu populației și aici este incontestabil. Nu cred că poate cineva să spună că este greșit că am încercat să majorăm salariile, să stimulăm mediul de afaceri și că încercăm să facem, să reducem taxe, etc. Adică să pornim și motorul economiei și în același timp să privim și către cei mai puțin favorizați dintre noi. Deci această decontare, eu zic să o lăsăm anilor care vin și încă o dată, și aici sunt de acord cu colegul meu, semnalele din partea cetățenilor sunt întotdeauna binevenite. A fost un moment în care democrația a fost puțin încercată, dar unde mă despart de atitudinea domnului președinte este după ce am depășit momentul. A fost retrasă ordonanța, dânsul a venit și a spus nu e în regulă punctul de vedere, hai să fie un mediator, hai să fie un pacificator, hai acum să încercăm să regăsim unitatea pe care am pierdut-o. Dacă spunem jos guvernul, neapărat, nu vreau altceva decât jos acest guvern, într-un fel, și iertați-mă, este o formulă pe care a folosit-o, cu care eu personal nu pot să fiu de acord. Românii mei sunt în stradă. Dar ceilalți români, că de asta s-a întâmplat și ce se întâmplă la Cotroceni, au mers și ceilalți români să spună, domnule, dar noi avem alt punct de vedere când te referi la guvernul ca atare. La ordonanță n-a zis nimeni nimic, până la urmă, ok, este contextul, este receptarea, hai să discutăm despre moralitate, în esență ce spune toată lumea și o spunem și noi politicienii, hai să trecem la Parlament, să creăm un cadru larg de dezbatere și dacă vom adoptă o majoritate, dacă nu, să nu mai facem ordonanță de urgență. Ok, a fost retrasă această ordonanță. Mai departe, de ce jos guvernul neapărat? Și atunci, evident că există și cealaltă reacție a românilor, altor români, dar nu e bine să discutăm români contra români, care spun, domnule, nu e în regulă și atunci și dumneata e greșit și etc. Să ieșim din treaba asta, să fim uniți. Ceea ce privește românii mei, probabil este din nou o greșeală de traducere spontană, de data aceasta în limba engleză. Din germană, cred. Nu neapărat. Dar e posibil să nu fi dorit Klaus Iohannis să se exprime în acest fel. Asta e o... Posibil să admitem, da. La nivel de speculație. Ceea ce privește nuanțele întrebării de mai devreme, domnule Radu Marinescu, voiam să vă întreb dacă PSD-ul a ieșit din tot acest scandal, care sperăm că s-a terminat, mai puternic sau mai slab, nu neapărat din punct de vedere numeric, electoral, ca procentual, ci ca partid, în ceea ce privește coeziunea de partid, în ceea ce privește coerența politică și a discursului acestei formațiuni politice. Eu cred că da, cred că a fost un moment de încercare, cred că a fost un semnal pentru întreaga societate, repet, în legătură cu modul cum dezbatem o anumită problemă. Nu că pe fond, că să știți, discuția pe fond, eu am mai spus-o la dumneavoastră, am fost invitat, am avut plăcerea de a fi aici și am spus hai să lăsăm discuția pe fond în economie economiștilor, în drept
juriștilor în medicină și să evităm cât mai mult să creăm contexte emoționale pe probleme profesionale. Pentru că dacă eu ies în stradă mâine pentru o problemă de economie, poate distinsul coleg din platou mă lămurește foarte ușor și poate detensionează toată situația. La fel pe probleme de drept, când discutăm de chestiuni subtile, cum se modifică un conținut legal al unei infracțiuni, ce înseamnă politică penală care permite să stabilească limite minime și maxime ale unei incriminări, etc. Exact, nu au fost discutate, nu au fost precizate. Atunci, asta spun, să depășim contextul emoțional. PSD-ul a înțeles din toată această chestiune că trebuie să țină cont și de aceste repere, să zicem, din stradă, de aceste avertizmente. Cu siguranță, eu cred că a ieșit întărit din această chestiune pentru că a înțeles că trebuie să se concentreze pe ceea ce are de făcut. Program de guvernare, punere în aplicare și grijă pentru instituțiile democratice. Ați văzut că în toate situațiile, liderii PSD, deși puși așa sub presiune, au avut un ton destul de calm, destul de echilibrat, nu au îndemnat lumea să iasă electoratul PSD, dimpotrivă, noi am spus, nu facem demonstrații, nu ieșim, nu organizăm noi, nu facem nimic de genul ăsta și în permanență am căutat dialogul cu celelalte instituții, inclusiv cu instituția președintului. Iată că s-a dovedit că președintele s-a înșelat, să zic așa, în ceea ce privește conflictul constituțional pe care tot el l-a pretins, adică a împins instituțiile către un conflict. Nu spun eu asta, a spus-o dânsul, e conflict constituțional și iată că CSM-ul, iertați-mă, Curtea Constituțională a venit și a spus nu este niciun conflict constituțional, urgență și respectiv oportunitate sunt atributul guvernului. A spus bine, a spus în acord cu Constituția. Domnul Călinoiu, PNL-ul cum se poziționează după toată această tevatură? PNL-ul a urmat pașii pe care îi avea la îndemână, pe care putea să-i facă, a introdus acea moțiune de cenzură, pentru că este un exercițiu democratic, opoziția poate să facă lucrul acesta, de fiecare dată, ăsta este rostul opoziției, până la urmă. Problema ca de fiecare dată este faptul că, cred că, din punctul meu de vedere, trebuiau făcute mai multe lucruri. Unu, vin cumva și fac ca o completare a colegului de platou, trebuie să dispară ideea că aceste proteste care au fost în stradă și încă mai sunt, au fost realizate la inițiativa unor partide politice. Nu, nici PNL-ul și nici USR-ul și nimeni nu avea forța să facă așa ceva. Dar paie pe foc a pus cineva? Da, probabil că totul a plecat de la... Și cărbuni și un pic bine, de benzină. Bine, astea sunt lucruri care... Dar ce vreau să spun este faptul că PNL nu cred, din punctul meu de vedere, că a punctat foarte mult din punct de vedere electoral pe chestiunea aceasta. Ar fi putut să facă mai mult, este un punct de vedere personal, ar fi putut să facă mai mult dacă ar fi fost mai vizibil. Da? Vizibil în sensul în care liderii de la centru ar fi fost mai activ din punctul acesta de vedere. Bun, am prezentat în Parlament, PNL-ul a fost vizibil, inițiind chiar respectiva moțiune de cenzură. O moțiune de cenzură. Eu cred că era riscant pentru un lider politic să-și facă apariția în rândul protestatorilor. Nu vorbesc neapărat că trebuia să fie în piața publică liderii PNL, dar puteau să fie mult mai activ în ceea ce înseamnă Parlament, spațiu public și așa mai departe. Este rol pe care opoziția trebuie... Dacă vrei să fii o opoziție puternică, așa ești, prin comunicare, prin ceea ce spui. De unde această letargie a partidului? Păi, letargia partidului probabil vine de la scorul partidului. De la scorul partidului care este unul care nu ne mulțumește și care ar trebui să ne pună pe gânduri pentru ceea ce înseamnă viitorul. Pentru că drama pentru PNL este următoarea. Faptul că electoratul, oamenii care au ieșit în stradă, nu au zis... Băi, nu sunt buni PSD-iștii, dar uite, avem alternativa, e alternativa chiar lângă noi. Este aici, dacă îmi permite și mie, nici de USR n-au spus. Nici de USR. Dar este clar că din punct de vedere electoral, PNL-ul nu a avut foarte mult de câștigat din acest lucru, deși încearcă să se inducă ideea că PNL-ul câștigă din acest lucru. În plus față de acest, sunt niște greșeli care unele dintre ele par mărunte. Dar în contextul general nu se face acest lucru. Și vă dau un exemplu foarte simplu. Da? S-a dezbătut moțiunea de cenzură. Cu siguranță
că nu domnul Cătălin Predoiu era cel mai în măsură să citească moțiunea de cenzură. Pentru că într-un fel sau altul, dumnealui era cumva legat de ceea ce se întâmplase anterior. Era cel care a făcut codurile penale și de contează istoric. Da, adică niciun caz, este o chestie măruntă, este o chestie care pare ușor neobservată. Dar dintr-un anumit punct de vedere, din punct de vedere al comunicării politice și tot ceea ce ține de lucrul acesta, nu este un câștig. Cu siguranță că putea să... Dar se erigează într-un lider al PNL-ului. De acord, este un lider al PNL-ului, dar în contextul actual al unei moțiuni de cenzură pe ordonanță 13 cu modificarea codurilor penale și de procedură penală, nu cred, din punctul meu de vedere, că era persoana cea mai potrivită să apară și să discute despre acest lucru. Putea să o facă oricine altcineva. Doi, faptul că președintele, care provine cumva a venit din latura PNL, din punct de vedere al ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp, cred că PNL-ul trebuia să fie mult mai aproape de președinte. Nu a făcut-o și probabil că va deconta lucrul acesta într-un interval de timp mai lung sau mai scurt. Pentru că cei din piață și acei sutele alea de mii de oameni n-au strigat numai împotriva PSD-ului, să știți? Au strigat și împotriva clasei politice învechite, a partidelor tradiționale și așa mai departe. General de nemulțumire. Dar și s-a observat și după colectiv, care văd la modul realist ceea ce se întâmplă acum în stradă, pentru că sunt foarte mulți colegi ai dumneavoastră și mă refer la activele, nu neapărat activele mari importante, activele mici, care încearcă să inducă această idee a protestelor, a succesului protestelor ca fiind garantate de ceea ce au făcut ei în stradă. Nu, orice am spune și orice am face, nu, cei de acolo, sutele alea de mii de oameni, cu siguranță că nu ar fi de acord și ar taxa pe măsură acel politician sau acei politicieni care ar spune că au avut de câștigat de pe urma acestor proteste. Aceste proteste au fost niște proteste spontane. Nu au fost ca urmare a faptului că Partidul Național Liberal sau Uniunea Salvați România s-a legat cu lanțurile de gardurile Parlamentului și nu au mai plecat de acolo și că fac cine știe ce opoziție pe acolo. Un alt fenomen este interesant, dacă îmi permiteți, și este îngrijorător și aici îi dau dreptate și domnului Călinoiu, și trebuie foarte, foarte bine gândit. Vedeți că este un sentiment de nemulțumire generală, foarte difuz, așa, foarte greu de cuantificat al unui segment al populației, în general față de clasa politică. În momentul de față, foarte mulți cetățeni îl percep pe domnul președinte Klaus Iohannis ca fiind oponentul PSD-ului, ceea ce este extrem de greșit. Opoziția este președintele. Ori acest lucru, practic, desubstanțializează instituțiile. Președintele este exact ce spunea antes. Da, dar până în 2019 mai sunt doar 2 ani de zile. Președintele Klaus Iohannis a luat locul opoziției parlamentare. Eu spun că este nevoie de o opoziție. Cred că mai degrabă a încercat să le dea un impuls. Băi, mai treziți-vă și voi, că prerogativele mele de președinte sunt limitate. Opoziția parlamentară asta după 11 decembrie, Klaus Iohannis s-a intrat în campanie electorală, părerea mea. S-a activat altfel și încearcă să... Atitudinea sa asta denotă, într-adevăr. Eu așa sesizez. Prematură. Da, nu cred că e prematură. Sunt totuși aproape 3 ani de zile până când vor urma alegerile, dar cu siguranță când ai în spate niște partide de opoziție care încă încearcă să se coaguleze și să cumva să se replieze pe ceea ce dorește societatea civilă, pentru că să nu uităm. Partidul Social Democrat are un electorat stabil, da? Este clar că din cei 40-45% din cei care vin la vot, da? Cealaltă diferență de 55%, dacă ar fi să fie din latura de stânga, cu siguranță ar vota cu latura de stânga, dar ei sunt cei care sunt nehotărâți, nu știu încotro să ia. N-au găsit nici la PNL un loc în care să se replieze acolo,
Probabil nu vor găsi nici la USR pentru că nu au o identitate la ora actuală și cu siguranță atunci stau, ies în stradă, probabil mulți păi asta cei care sunt dacă acolo, grosul manifestațiilor a fost format din acești nehotărâți. Dar un singur cu lucru... siguranță strada a fost o expresie a absenței unei opoziții efective în România și această chestiune am sesizat-o și noi și am spus-o. Tot domnul Dragnea a spus încă de la începutul constituirii acestui guvern că își dorește să existe o opoziție instituțională, parlamentară, puternică în România. Pentru că atunci toate chestiunile acestea se rezolvă prin mecanisme democratice. Insatisfacția față de absența unui curent de opoziție bine coagulat, USR-ul, în fine, nu are niciun fel de identitate politică, nu are o doctrină, nu are un program. USR-ul folosește momente emoționale, ați văzut, dorm pe baricade, în fine, își pun tot felul de brasar de tricolore pe acolo, folosesc o simbolistică de asta, imediat, așa, dar în spatele ei nu se găsește niciun fel de, de substanță. Și apropo de repliere și de restructurare, domnule Călinoiu, PNL-ul, după părerea mea, mai are o mare problemă care se numește provizoratul. În această stare de provizorat, cum ar putea fi convingătoare comunicarea politică a Partidului Național Liberal? Și ca o completare, scuză-mă, și pentru că tot vorbim despre mesajele care sunt acum prezente în spațiul public, pentru că este domnul Marinescu prezent în emisiunea noastră, nu neapărat PSD-iștii sunt comuniști și mesajul trebuie să se îndrepte dinspre PNL către PSD doar pe segmentul acesta al unor declarații care nu prea au prins în campania electorală care a trecut. E iarăși domnul Mușuroi, eu unul vă spun, cei care folosesc terminologii de genul comunism, socialism, de stânga, de dreapta, foarte mulți dintre ei, este încă o dată o părere personală, nici nu știu ce înseamnă doctrinar lucrul acesta. Da? Noi vorbim de doctrine, vorbim de toată lumea. Toată lumea, dacă nu este cu dreapta, este comunistă, dacă nu este cu stânga, este altceva. Da, ăsta e mesajul. Deci, până la urmă, au trecut 27, au trecut 27 de ani și încă nu ne-am găsit identitatea. Noi trebuie să, oamenii aceștia care sunt în stradă de 2 săptămâni, de 3 săptămâni, nu sunt niște oameni, cum să spun, care nu au acces la informație sau sunt prost informați. Nu! Tocmai de asta își caută locul și își caută oamenii pe care să-i susține din punct de vedere politic, pentru că până la urmă poporul este suveran, dar suveranitatea acestui popor se exercită prin instituțiile statului. Sunt de acord. Și, Partidul Național Liberal se caută acum, da? Apropo de interimat. Asta este o chestiune care a pornit de la sfârșitul anului 2014, când a existat această unificare și care are ca finalitate începutul anului 2017. Problema care de-a lungul acestei perioade de 2 ani și jumătate a ros în interiorul Partidului Național Liberal a fost care suntem mai tari, ori foștii pedeliști, ori foștii peneliști, cu tot felul de situații, jumate suntem în conducere bicefală și așa mai departe. Întotdeauna când apar astfel de situații, cu siguranță nu duce la ceva productiv, la crearea de plus valoare pentru entitatea respectivă. Nu, lucrurile acestea trebuiau tranșate de la început. Iar în momentul în care te duceai la alegerile din 2016, trebuia să te duci cu unitate de grup. Nu că ăla este mai blond și ăla este mai brunet, ăla este mai tare și ăla este mai moale. Nu, de ce s-a intrat termenul acela 2017, adică după alegerile parlamentare? După alegerile parlamentare, asta este calendarul. Era momentul unei clarificări, probabil, și unei, în privința etichetelor folosite în spațiu public. Bineînțeles că nici eu nu sunt de acord cu ele, le găsesc desuete, chiar ridicole. Acel atribut de comunist, mă rog, asociat Partidului Social Democrat, nu mă poate face decât să zâmbesc. Eu spun că Partidul Social Democrat, în momentul de față, este un partid ideologic foarte clar și bine definit. Este un partid înnoit, să zic așa, pe principiile social-democrației, chestiuni care s-au văzut în programul de guvernare, pentru că
acest program este cel mai articulat program pe care România l-a avut de foarte mult timp încoace. Dacă PNL-ul se caută, și e foarte bine să se caute și să se găsească, pentru că e bine să fie o opoziție de dreapta, PSD-ul s-a găsit în ceea ce privește valorile și principiile pe care le promovează. Programul de guvernare este inatacabil și chiar colegi din opoziție am văzut lăudând, mă rog, așa punctual, anumite aspecte ale acestui program și sperând că ele vor fi puse în practică. Este inatacabil, dar este realizabil? 100%? Eu zic că este realizabil. Toate aceste chestiuni s-au discutat în campania electorală, am văzut punctele de vedere și ale opoziției, le-am încercat și noi să demonstrăm. Sigur că timpul va permite să vedem în ce măsură el se va concretiza, însă eu cred că se va concretiza. Deci suntem foarte optimiști în acest sens. Eu zic că este un program realizabil. Dar știi ce vreau să vă mai întreb, ca să nu-mi pierd ideea? Și revenind la programul de guvernare, vorbim despre ceea ce se întâmplă acum în stradă. Duminică, cel puțin pe rețelele de socializare, se anunță, iarăși vom vedea care va fi amploarea respectivului meeting, se anunță un alt meeting la București. Dacă se păstrează, totuși timid, așa cum am văzut în ultimele zile, o presiune a străzii, o prezență oamenilor în stradă, cum va acționa PSD-ul? Totuși e o masă de oameni care nu poate fi neglijată la infinit. Știți că în spațiu, da, așa este, în spațiu public au ieșit destui lideri ai partidului, inclusiv de la nivel național, și au spus că există o presiune chiar din partea electoratului, aderenților noștri, de a se manifesta public. Chestiune pe care noi am dezavuat-o, pentru că nu am dorit să se ajungă la un conflict român contra român. Asta am tot încercat să evităm. Până la urmă, eu cred că și conduita domnului președinte, pe care am subliniat-o, termenii folosiți, a incitat sau a provocat această ieșire până la urmă a simpatizanților noștri. Pentru că eu văd chestiunea în felul următor, domnilor. Dacă a existat o dispută în legătură cu un act punctual al guvernului, cum este o ordonanță de urgență, în momentul în care aceasta a fost retrasă și scopul, să zic așa, urmărit de protestatari, protestul este un act democratic, este o modalitate de manifestare care este acceptată în limitele democrației și uneori este chiar benefică. Dar după acest moment al retragerii ordonanței, ofensiva împotriva guvernului devine un act politic. Devine un act politic care poziționează pe cei care îl fac într-o campanie electorală mult prea devreme față de momentul când aceasta ar trebui să fie inițiată. Și atunci eu nu mai găsesc o justificare a acestei ieșiri în stradă român contra română. Ați văzut pe televiziuni. Este discut Partidul Social Democrat să cedeze? Până care ar fi limita? Pentru că am înțeles ordonanța 13 a fost abrogată. Partidul Social Democrat... Florin Iordache a fost... Florin Iordache a fost sfătuit să își dea demisia. Și-a dat demisia. Da, da. Nu, demisia este un act unilateral de voință. Este un act unilateral. Au fost semnale cum că... Și-a asumat un context, poate că și-a asumat și absența unei comunicări perfectibile, să zic, în legătură cu această ordonanță și a făcut un gest, eu nu știu acum de ce, gestul acestui ministru este interpretat ca un act de slăbiciune din partea PSD-ului, cât mai este dispus PSD-ul să cedeze sau nu. Mie mi se pare un act chiar de normalitate. Dacă duminică vor fi 200.000 de celulare în Piața Victoriei și care vor cere oamenii din spatele celularelor. Știți cum la un moment dat, pentru să plece domnul Grindeanu, PSD va accepta? Știu, am urmărit și eu aceste manifestații, le-am urmărit la televizor, am văzut la un moment dat cum din 10 în 10 minute de la 100.000 devenea 120.000, 150.000, 170.000 în Piața Victoriei. Știi, cine poate să ne ofere dimensiunea corectă a respectivului protest? Jandarmeria Română. Media este de două celulare pe român. Dar ce vom cere? La nivel național, așa că dacă țineau două... Un lucru este cer. Nu au fost poate 200.000, poate n-au fost 250.000 că s-a vehiculat. Dar mulți au fost. Și lucrul acesta este extrem de important. Au fost. Din punct de vedere al ceea ce înseamnă continuarea acestor proteste, Eu o văd și prin prisma faptului că foarte mulți dintre cei de acolo, bine, protestul în ultimele zile s-a diluat, este cert lucrul acesta. Ce se va întâmpla duminică nu putem să știm, pentru că deocamdată nu avem nicio... Toată lumea vehiculează... La Craiova vă mobilizați și domnule Călinoiu.
Dom'le, nu este vorba de mobilizare. Eu am considerat că aici nu este vorba de mobilizare, aici este vorba să nu fim farisei și să nu recunoaștem care dintre să noi. Să nu dispară spontaneitatea și să apară organizarea. Deci, dar ce revendicare ar avea, PNL-ul acum după abrogarea ordonanței PNL-ul? Adică știți, dacă intrăm în zona asta, foarte multe lucruri s-au spus și în spațiu public și pe rețelele de socializare. S-a spus, de exemplu, în ceea ce privește anumite proteste, că sunt îndemnați oamenii din anumite firme, să zicem, din anumite segmente. În partea cealaltă s-a spus că haideți să încetăm cu chestiunile astea din punctul meu de vedere, pentru că dacă vom împinge aceste demonstrații, transformăm totul într-o campanie electorală avant la letră. Se mobilizează opoziția, hai să scoatem oamenii, să dăm jos guvernul. În partea cealaltă, hai să-l dăm jos pe președinte. Părerea mea este că trebuie să revenim la o societate echilibrată, la normalitate. Nu Eu, de exemplu, nu sunt de acord cu ceea ce s-a vehiculat în spațiu public vis-a-vis de faptul că acolo au fost reprezentanții multinaționalelor, au fost reprezentanții unor firme și așa mai departe. Nu, nu trebuie să ponegrim numele unor societăți, unor oameni și așa mai departe. Nu. Sau unor regii, cum s-a spus, că de la Craiova au plecat. Și au apărut și liste și falsificate cu sume de bani. Dar eu m-am referit strict la ceea ce, și ca să vă spun, sunt om de cifre și întotdeauna mă bazez pe statistică. În România, la ora actuală, că vorbea domnul Marinescu de realizările care urmează să se duce la îndeplinire prin proiectul, prin programul PSD. Bugetul de stat, la ora actuală, este statistică, este asigurat în proporție de 49% de societățile multinaționale din România, de 47% de întreprinderile mici și mijlocii și de doar 4% de companiile naționale de stat. Deci este extrem de important să nu ponegrim numele că sunt multinaționale, că își fac. Până la urmă sunt niște oameni care muncesc în această țară, care plătesc impozite și taxe și mai care puțin. Trebuie... Nu, dimpotrivă, eu am fost chiar, dacă spuneți chestiunea asta, sunt perfect de acord cu asta. Nimeni nu trebuie să ponegrească pe cei care muncesc onest în țara cum asta, și pe care plătesc impozitele. Eu nu sunt de acord adecvat cu cei care le spun că cei din fața aparatului Cotroceni sunt oameni care n-au studii. Sau exact, așa. Nu trebuie să ajungem la... Adevărul este că în această țară... Chiar și președintele Raiffeisen a protestat în piața... E de un fariseism greu de definit respectivul președinte despre care vorbeați dumneavoastră. Subliminal, din punctul meu de vedere, a fost un mesaj de amenințare invocând cei 5200 de angajați care lucrează în această la nivel național sub această siglă, însă nu l-am văzut foarte îngrijorat de ceea ce se întâmplă cu clienții care acuză practicile nu tocmai ortodoxe pe care le are banca aceasta în România și numai această bancă. E un context foarte sensibil acesta. Este sensibil și eu cred că acolo a fost pur și simplu manipulare și fariseism din partea respectivului. Eu am încercat, știți, un exercițiu de imaginație. Dacă eu aș fi conducătorul unei, să zic așa, societăți românești care ar activa în Franța, în ce măsură m-aș implica într-un context politic francez, în ce măsură aș fi eu cunoscătorul atât de elaborat al normativelor penale și procesual penale din Franța, încât să dacă ați avea interes economic acolo, cred că v-ați implica. Calculele da, sunt unele mai degrabă ca și e liberté, fraternité, egalité. E liberté, fraternité, egalité. Inclusiv pentru vizitatori. Și știți cum se spune, pentru unii mai egal ca alții. Am spus-o și a menționat domnul Marinescu vis-a-vis de programul PSD-ului. Dom'le, sunt lucruri care sunt eminamente de dreapta în acel program și trebuie să le recunoaște. Dar eu vin și spun următorul lucru. Dom'le, sunt anumite lucruri care sunt extrem de bune, dar haideți să venim la pachet când facem ceva de genul acesta și cu să cumva să închidem cercul. Și vă dau două exemple foarte simple. S-au scos cele 102 taxe. Lucru bun. Un lucru bun. Dar una dintre ele, taxa pe timbrul de mediu, da, odată ce s-a abrogat, a venit la momentul actual și a creat un conflict. Și conflictul este de natură juridică. Adică cei care până în martie 2013 au plătit această taxă, li se restituie taxa pe cale administrativă pe timp de 5 ani. Sunteți de acord cu mine? În momentul în care a dispărut această taxă, practic, cei care ar trebui să li se restituie aceeași taxă nu au acest, la momentul actual, nu au nicio posibilitate decât să-și recupereze taxa pe cale judecătorească. Ceea ce, din punctul meu de vedere, și probabil că nu mă puteți contrazice, nu le creează categoriilor de persoane privilegiul de a avea egalitate de șanse.
Probabil că se va îndrepta lucrul acesta. Nu știu dacă se va întâmpla lucrul acesta. Dar în momentul în care ai făcut lucrul acesta, era extrem de important să faci și această să îndrepți această situație. Și doi, eu îmi doresc ca salariul minim pe economie să fie cât mai mare. Este extrem de important. Dar în momentul în care faci, ai crescut salariul minim pe economie la 1250, la 1450, o măsură foarte bună de altfel. Vino și cu niște măsuri pe ceea ce înseamnă taxarea muncii, pentru că este clar că în momentul în care agentul economic mărește salariul... Am zis că nu va mai fi impozit pe profit, pe dividende, lucrurile acestea, domnul Mușură, din câte am citit eu acolo în programul. Lăsați-mă să-mi termin ideea. Deci crește de la 1250 la 1450, sunt 200 de lei. La o societate comercială din domeniul panificației, unde salariul minim pe economie la 200 de persoane este de bază, să spunem așa. Asta pentru respectivul agent economic înseamnă o cheltuială lunară de la 1 februarie de 40.000 de lei. Adică... Cu siguranță că acești 40.000 de lei trebuie să iei de undeva. Și de unde poți să iei? Decât mărind prețul, dovadă că prețul la pâine a crescut nesemnificativ de la un leu la un leu 20. Nu asta este important. Sau crește tentația angajării la NEC. Nu e vorba de crescut îngrijorător, dar măsura putea să vină la pachet din CSS-ul de 23,5% la angajator, să-l scazi cu 2-3%. Bine, nu vă grăbiți că de-abia a trecut o lună de la... A trecut, dar... Vin și măsurile care să contrabalanceze. În primul rând au venit măsurile care să ajute. Nu, dar în momentul în care facem... Să majorăm salariile, să... Facem niște lucruri, să le facem să fie rotunde, să le spunem așa. Adică chestia asta cu timbru de mediu, oamenii au început să zic, domnule, stai puțin, eu am plătit. Ne-am străduit să facem un program care să acopere și problemele de dreapta. Eu zic că le vom și rotunji cum trebuie, pentru că avem de-abia o lună de guvernare. Și mai este problema bugetului, care sunt bune. Eu sunt tare curios și o să monitorizez acest lucru, pentru că este un guvern, eu l-am numit îndrăzneț, este extrem de îndrăzneț la momentul niște actual. Niște lucruri trebuiau făcute. Trebuiau făcute, dar sunt niște chestii care, dacă se întâmplă un șoc în anul acesta, adică să avem o perioadă de secetă sau de ceva, ecartamentul în care să jonglezi în buget este aproape nul. Adică crești gradul de încasare raportat la produsul intern brut cu 2%, 2% înseamnă 4 miliarde de euro. Povara celor încasării, celor 4 miliarde de euro, vine pe agenții economici. Am spus-o și o voi susține de fiecare dată. Este important ca și stat nu să iei puțin, nu să iei mult de la puțin, ci puțin de la mulți. Adică o politică de genul acesta, cred că ar fi, sper să nu existe abuzuri care să creeze în rândul agenților economici situații... Nu, cu siguranță abuzul nu vor fi, din potrivă. Preocuparea noastră este că discutăm și anterior... Nu, dar cu siguranță că este nevoie de bani la buget. Asta este clar. Sunt niște previziuni care au stat la plus față de asta, 22 de miliarde de lei din fonduri europene, ne bazăm pe ei că vor veni. Sunt măsuri care trebuiau luate. Salarii mărite pentru medici, pentru o serie de categorii sociale. Sunt importante. Reluăm discuțiile și acestea tehnice legate de bugetul. E bine că avem un buget în primul rând, cu niște întârzieri care nu s-au... Să vedem ce se întâmplă în stradă, vedem cum evoluează lucrurile. Să sperăm că în sens pacifist și să sperăm că din această chestiune am învățat cu toții, dar să revenim la democrație, la exercițiul democratic. Cred că cel mai mult... trebuie să gândească după aceste manifestări de stradă, în primul rând, partidele politice, toate care sunt în Parlament la momentul acesta, pentru că eu cred că, cel puțin pe partea dreaptă a eșichierului politic, lucrurile nu vor rămâne așa și cu siguranță că se dorește mai mult de la opoziție în acest moment și după ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp. Da, vedem cum evoluează lucrurile și în opoziție. Mulțumesc pentru prezența în cadrul emisiunii. Din păcate trebuie să punem punct aici. Ne revedem săptămâna viitoare. Domnilor, mulțumim pentru atenție. Vinerea viitoare reluăm aceste dezbateri, spun eu, destul de interesante. Până atunci, toate bune, la revedere!